S-a întâmplat vreodată să fiți jignit, înjurat, doar pentru că sunteți maghiari? Da, absolut, de foarte multe ori, deci nu se pune problema. Cum reacționați? Prima dată am reacționat violent, în adolescent, la Mureș sau în armată. Și după aceea mai puțin violent. Și în politică s-a întâmplat de foarte multe ori. S-au mai schimbat lucrurile în ultimii 30 de ani, să zicem? Știți cum e? Lucrurile s-au schimbat un pic, dar mentalitatea nu s-a schimbat. Stereotipurile au rămas și asta nu se schimbă foarte ușor. Dacă un tânăr este învățat la școală sau în familie, că nu poți să ai încredere în maghiar, atunci el rămâne cu această impresie și mai târziu și trebuie să treacă mult timp până când se schimbă mentalitatea. Noi trebuie să lucrăm cele două comunități, să demontăm prejudecățile și să creștem nivelul de încredere. Fără încredere nu poți să faci nimic, nu poți să construiești nicio prietenie, nicio familie, nicio afacere, dacă nu ai încredere în celălalt. Și la noi nivelul de încredere e mult prea mică și, mă rog, asta trebuie schimbat în primul rând. Frica. Deci poți să aduci foarte repede spunând că ungurii iarăși vor să facă nu știu ce, frica în societate, că pierde ceva majoritatea, nu pierde nimic. Dacă drepturile minorității maghiare sunt respectate, asta nu înseamnă că tu ai luat ceva de la român. Românul nu are mai puține drepturi dacă tu, ca majoritate, asiguri niște drepturi pentru a păstra identitatea etnică. Despre acest lucru discutăm, nu discutăm despre lucruri extravagante. Dar poți să duci discuția în altă zonă foarte, foarte repede. Asta este problema. Asta este problema majoră. În acea zonă cu cedarea Ardealului, de exemplu, că se tot discută. Da, și dacă este prostia cea mai mare. Cui să cedezi? Nimeni nu vrea și oricum românii sunt majoritari în Ardeal. Eu în glumă am spus la un moment dat, mai în glumă, mai în serios, în anii 90, mă, dacă ați fi așa deștepți, atunci ați ceda Transilvania Ungariei, în 20 de ani ați deveni majoritar și ați prelua, dar cu toată Ungaria. Dacă, deci o majoritate nu poate să fie nesigură. Nu dar poate continuând să fie dialogul în stilul acesta, dacă dumneavoastră personal ați avea posibilitatea ca printr-o simplă, singură, simplă semnătură să cedați Ardealul, ați face-o? Eu aș schimba administrația românească în totalitate. Nu era o chestiune de a ceda. Aș lăsa pe principiul subsidiarității pentru regiunile istorice, toate regiunile istorice, posibilitatea de a decide în foarte multe chestiuni care privește comunitatea. Mai puțin politica de externă, politica de apărare, ordinea publică, chestiuni legate de securitatea națională și infrastructură mare. În rest, da, trebuie să ai încredere oameni, trebuie să ai încredere în moldoveni, în olteni, în ardeleni. Trebuie să-l lași să decidă. Dacă nu ai încredere în oameni, tu ca stat, de ce ai așteptarea, pretenția ca cetățenii să aibă încredere în tine, în instituțiile statului? Deci asta trebuie să înțelegem, că aceste comunități, indiferent dacă sunt maghiari, români, sași, ce sunt ei, nu contează, sunt oameni maturi, sunt oameni responsabili, care nu vor rău României, ci vor binele comunității respective. Și aceste lucruri sunt absolut compatibile. Deci, din acest punct de vedere, da, aș schimba enorm de mult sistemul de funcționare a statului. Și aș lăsa mult mai mult la nivelul. Deci, identitățile regionale. Ceaușescu a vrut să distrugă identitățile regionale și locale. Nu a reușit. Aceste identități trebuie cultivate, cum cultivă oltenii. Eu am pașaport oltenesc. Când eram ministru culturii, de foarte multe ori am vizitat instituții culturale și am pașaport oltenesc. Ei și alții cultivă aceste identități regionale peste tot în Europa. În asta nu e nimic rău. Asta trebuie să înțelegem.